Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit taroscopul lunii februarie pentru zodia Săgetător. După cum v-am obișnuit, în taroscopul lunar îmbin analiza astrologică, horoscopul și divinația intuitivă cu astrozaruri, cărți de tarot și cărți oracol pentru a vă da o analiză cât mai completă și cât mai detaliată pentru luna care vine. Dacă vreți să urmăriți doar o rubrică anume, aveți în descriere momentul de timp la care începe fiecare rubrică în parte. În analiza astrologică a lunii februarie, vă prezint cele mai importante evenimente astrale, precum și modul în care aceste conversații planetare ne influențează pe noi la nivel global ca și societate. În partea de horoscop, vă dau interpretarea specifică pentru zodia voastră și modul în care aceste evenimente astrale poate să vă influențeze la nivel personal. Iar la final, cu tehnicile de divinație intuitivă, adaug un strat suplimentar de simboluri și subînțelesuri, astfel încât fiecare dintre voi să aibă ghidarea intuitivă necesară pentru a lua cele mai bune decizii pe cont propriu în luna februarie. Astrozarurile fac legătura între astrologie și tarot și ne dau energia generală a lunii. Cărțile de tarot merg mai în detaliu și ne uităm pe cele trei etape ale lunii, prima parte, mijlocul lunii și ultima parte, iar la final, cărțile oracol ne dau un gând frumos ca să finalizăm tot acest video pe o temă pozitivă. Și acum hai să începem cu analiza celor mai importante evenimente astrologice ale lunii februarie și să vedem ce pot să ne aducă acestea în plan global, social, pentru toată lumea. Luna februarie va fi una foarte încărcată din punct de vedere astrologic. Încă din prima zi a lunii, din 1 februarie, avem două evenimente astrale importante. La ora prânzului, Soarele face aspect tensionat de cuadratură cu Marte, urmat de intrarea planetei Venus în Vărsător în jurul orei 4, ora României. Cuadratura Soare-Marte poate să ne aducă la nivel global o escalare a tensiunilor între liderii politici ai lumii, între formatorii de opinie ai societății noastre. În zonele tensionate de pe glob putem să vedem o escalare a conflictelor armate, conversații tensionate și chiar posibile invazii armate în încercarea de a câștiga teritorii noi. În țările care nu au conflicte armate în desfășurare, această cuadratură poate să se manifeste prin confruntări, discordanță și posibile certuri între politicienii țărilor respective. Intrarea planetei Venus în Vărsător, micul benefic în zodia societății, a globalizării, a tehnologiei și a viitorului, va aduce pentru următoarele 25 de zile schimbări în domeniul modei, a tendințelor de frumusețe, machiaj, coafură, îmbrăcăminte, încălțăminte, design de interior, arhitectură și arte de orice fel. O să vedeți o mai mare apropiere față de tehnologie și de viitor. Culorile în trend vor fi puternice, țipătoare, fosforescente. Pentru următoarele 25 de zile revin la modă tunsorile drepte, angulare, foarte curate și îngrijite. O să vedeți în trending tot mai multe opere de artă computerizate, digitalizate. În arhitectură și design de interior o să se pună accentul pe iluminat artificial, accente de lumină cu bandă de LED-uri sau cu neoane. Pentru aceia dintre voi care nu sunt dispuși să schimbe 100% garderoba pentru o tendință care o să dureze la urma urmei doar 25 de zile sau care nu sunteți dispuși să vă reorganizați întreg designul interior al casei doar ca să-l modificați la finalul lunii februarie încă o dată, dar totuși vreți să fiți în tendințe, vă recomand mici accente de culoare pe paleta Vărsătorului în culori fosforescente, paleta de gri metalizat și albastru, cum ar fi o manicură cu niște culori mai ieșite din comun sau la nivel de design interior puteți să optați doar pentru schimbarea draperiilor sau a pernelor cu care vă decorați canapeaua în culorile tipice lui Venus în Vărsător. Pe 5 februarie la ora
15 și 43 de minute, Soarele face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Va fi un moment pozitiv, mai ales pentru zodiile Vărsător, Gemeni, Săgetător, Balanță, Leu și Berbec, dar și celelalte zodii pot să beneficieze de acest aspect pozitiv, de această conversație frumoasă, ușoară și de susținere între Soare și cele două noduri karmice al destinului și al karmei. La nivel global, o să observăm în jurul acestei zile mai multe discuții referitoare la modul în care vom proceda de acum înainte cu educația, atât cu educația primară cât și cu cea universitară, la modul în care putem să susținem și să ajutăm industriile care au fost grav afectate de această pandemie din 2020, în special discuții referitoare la industria aeronautică și la transporturi în general. Călătoriile pe scurtă și lungă durată vor fi foarte bine aspectate în această zi de 5 februarie. Pe 6 februarie avem iar două evenimente astrale importante. În cursul dimineții, în jurul orei 9, Venus, micul benefic, se întâlnește cu Saturn, marele malefic, dar și profesorul strict, dur al zodiacului. Imediat după prânz, la ora 13 și 42 de minute, Venus comunică de această dată un aspect de sextil cu Chiron, celălalt profesor al zodiacului. Vedem astfel că în această zi, de 6 februarie, Venus, micul benefic, comunică cu cei doi profesori ai astrologiei. Saturn, cel strict, impenetrabil, care ține foarte mult la respectarea regulilor, și Chiron, centaurul care s-a ocupat de educația eroilor din mitologia greacă. Prin urmare, această zi de 6 februarie va fi foarte importantă pentru domeniul educației. E posibil să vedem la nivel global un mai mare accent pus pe această zonă de educație care a fost grav impactată de pandemia anului 2020. Conjuncția Venus-Saturn va încerca să impună reguli mai stricte, să legifereze clar modul în care această educație online ar trebui să se întâmple, în timp ce sextilul Venus-Chiron ne arată că aceste noi reguli vor fi benefice, vor ajuta la o mai bună desfășurare a învățământului online, vor repara o parte din greșelile din trecut și îi vor ajuta atât pe profesori cât și pe elevi de acum înainte. În 7 februarie, la ora 5 și 32 de minute dimineața, Venus face aspect tensionat de quadratură cu Uranus. Micul benefic în domiciliul lui Uranus și Uranus în domiciliul lui Venus. Acest aspect de receptivitate dublă pe care l-au cele două planete va ușura puțin din tensiunea discursului pe care îl au în această zi. La nivel global, este posibil să vedem opere de artă ieșite din comun care atrag atenția asupra dezechilibrelor sociale, asupra problemelor mondiale de care ne lovim la momentul actual. Pe 8 februarie, la ora 15 și 47 de minute, Soarele se întâlnește în aspect de conjuncție cu Mercur, de data aceasta în mișcare retrogradă. Aici e posibil, pentru o parte dintre noi, să se reia anumite teme, anumite idei, discuții, conversații avute în ultima săptămână din luna ianuarie, când Soarele s-a întâlnit cu Mercur în mișcare directă. În 9 februarie, la ora 13, Saturn face aspect de sextil cu Chiron și finalizează anumite evenimente, discuții, acțiuni începute pe 6 ianuarie, când Venus s-a întâlnit cu Saturn și apoi a făcut aspect de sextil cu Chiron. Aici o să revină iarăși în centrul atenției temele legate de educație, de învățământ, de modul în care putem ajuta atât profesorii cât și elevii să traverseze mai bine această perioadă. În 10 februarie, la ora 14 și 15 minute, Mercur face aspect tensionat de quadratură cu Marte. La nivel global, o să avem parte de discuții foarte tensionate, de o escaladare a conflictelor. E posibil să vedem oameni politici, formatori de opinie, care ies pe scena publică și transmit mesaje încărcate de tensiune, mesaje menite să răscolească emoțiile și sentimentele publicului larg. Ziua de 11 februarie va fi pe departe cea mai importantă din această lună.
Aici avem 4 evenimente astrale foarte importante. În jurul prânzului, Mercur face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. La ora 14:59 de minute, Venus se întâlnește în conjuncție cu Jupiter, urmat la doar 2 ore distanță de o cuadratură între Venus și Lilith. Și nu în ultimul rând, spre finalul zilei, la ora 21:05 minute, avem faza de lună nouă în Vărsător, luna nouă care marchează finalul anului chinezesc. Luna nouă în Vărsător este momentul în care noi putem să inițiem orice schimbare dorim să vedem la nivel global. Niciun vis nu este prea mic, niciun țel nu este imposibil de atins. Mai ales ținând cont de faptul că această lună nouă este susținută de aspectele pozitive pe care Mercur le face atât cu nodul destinului cât și cu nodul karmic și de conjuncția celor doi benefici, Venus și Jupiter. Tensiunea dintre cele două planete feminine, Venus și Lilith, dintre cele două arhetipuri de feminitate, ne arată că femeile sunt cele mai în măsură să inițieze aceste schimbări, să pornească aceste discuții necesare pentru a obține pacea la nivel mondial, pentru a îi ajuta pe cei mai oprimați și suprimați din societatea noastră. În 12 februarie, la miezul nopții, începe anul nou chinezesc, anul bivolului de metal, urmat doar 19 minute mai târziu de cuadratura dintre Jupiter și Lilith. Anul bivolului de metal va fi unul foarte bun pentru toți cei care își doresc să avanseze în carieră, să facă investiții imobiliare sau să se căsătorească. În acest an nu trebuie să vă așteptați la rezultate foarte rapide, ci la rezultate de durată. Va fi mult de muncă, dar cei care sunt dispuși să depună acest efort vor beneficia și de rezultatele pe care bivolul de metal le promite. Quadraturile pe care Venus și Jupiter le fac către Lilith la începutul acestui nou an chinezesc ne arată că în următoarele 12 luni o să avem din ce în ce mai multe femei în poziții de conducere, în cele mai importante corporații mondiale, vom avea tot mai multe femei în poziții de conducere în politică, la nivel global. Pe 13 februarie, la ora 9:47 de minute, Mercur se întâlnește în conjuncție cu Venus. Mercur este încă în mers retrograd, așa că mare atenție la ce spuneți, cum spuneți, mai ales pentru femei, mare atenție la modul în care comunicați, pentru că aici apare riscul unor mici greșeli, erori, neînțelegeri. În 14 februarie, la ora 4 dimineața, Marte face aspect pozitiv de sextil cu Neptun. Și în acest fel mai ușurează puțin din intențiile războinice ale planetei Marte, pentru că Neptun este planeta care dizolvă limitele, planeta fără granițe, care ușurează și transformă totul în ceva efemer. În cursul serii, la ora 19:59 de minute, Venus face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Același tip de conversație pozitivă cu cele două noduri karmice pe care au avut-o Soarele pe 1 februarie și Mercur pe 11 februarie este reluat acum de Venus. Și în urma inițiativelor luate pe 1 și 11 februarie, astăzi pe 14 februarie, cu Venus, micul benefic aici, putem să vedem și rezultate benefice, mici câștiguri, mici avansuri în această direcție. În aceeași zi, la ora 23:39 de minute, Mercur se întâlnește în aspect de conjuncție cu Jupiter, Marele Benefic. Toate aceste aspecte ne dau un 14 februarie, un Valentine's Day foarte plăcut, foarte ușor, foarte benefic pentru toți îndrăgostiții din lume. Profitați de această energie la nivel individual pentru a repara niște relații care au fost tensionate, pentru a duce mai multă armonie și plăcere în relația voastră. Marte va fi temperat, Mercur se întâlnește cu Marele Benefic, prin urmare, orice fel de conversație în cuplu este foarte bine aspectată în această zi. Pe 15 februarie, la ora 10 dimineața, Mercur face aspect tensionat de cuadratură cu Lilith. Putem vedea aici, la nivel global, iarăși discursuri tensionate, inflamatoare, menite să creeze tensiuni. Pe 17 februarie, la ora 21:08 minute, Saturn face aspect tensionat de cuadratură cu Uranus.
Acest aspect va fi simțit 2-3 zile înainte și 2-3 zile după momentul exact al quadraturii. Saturn, guvernatorul antic al vărsătorului, discută tensionat cu Uranus, guvernatorul modern al vărsătorului. Saturn se află aici pe poziția de superioritate, pentru că el se află în domiciliul său antic, în timp ce Uranus în Taur se află în semnul detrimentului său. Prin urmare, în această zi o să vedem aici tensiuni între oamenii care țin cu dinții de trecut, de tradiție, de modul în care se făceau lucrurile până acum și oamenii care se uită către viitor, către inovație, tehnologie și metode noi de a face lucrurile, de a schimba societatea. Pe 18 februarie, la ora 12:44, soarele intră în Pești. Cu această mutare a soarelui, se mai degajează puțin din energia acumulată pe zodia vărsătorului, unde rămân doar 4 planete. Pe 20 februarie, la ora 1 dimineața, Venus face aspect de quadratură cu Marte. Prin urmare, e posibil ca în după-masa zilei de 19 februarie și în cursul zilei de 20 să apară aici tensiuni, mai ales între femei și bărbați, între conceptul de feminitate și masculinitate, între protecție și invazie. Mare atenție la nivel personal, nu vă certați cu partenerul sau partenera de viață, țineți cont de faptul că acest eveniment astral poate să vă influențeze relațiile personale. Pe 21 februarie, la ora 2:52, Mercur își reia mișcarea directă. El va parcurge pentru a treia și ultima oară pe anul acesta intervalul care l-a retrogradat. Prin urmare, începând cu această zi până pe la mijlocul lunii martie, aveți șansa să mai revizitați anumite topicuri, teme, discuții de care v-ați mai lovit în cursul lunii ianuarie și februarie și care nu au fost rezolvate încă. 25 februarie va fi o altă zi încărcată de energie. La ora 3:51 dimineața, Marte face aspect de trigon cu Pluto. Cele două planete războinice au o conversație de susținere și e posibil ca în această zi, la nivel mondial, să se poarte anumite discuții în spatele cortinelor, în spatele ușilor închise, discuții care să ducă la o rearanjare a puterii mondiale, la o reîmpărțire a sferelor de influență. La nivel personal, nu o să vedem încă rezultatele acestor discuții, rezultatele acestor aranjamente secrete, dar e bine să ținem cont de ele. În aceeași zi, la ora 15:12, Venus intră în Pești și cu plecarea acestei planete din vărsător, iarăși se mai ușurează din energia acumulată pe această zodie. Odată cu intrarea lui Venus în Pești, se vor schimba și tendințele și trendurile în modă, artă, arhitectură, design și industria de beauty. O să revină în trend conceptele de feminitate boemă, efemeră, în arhitectură și design de interior, modul în care este integrată apa în design și în artă o să pună mult mai mult accent pe cinematograf și pe film în general. În aceeași zi, seara, la ora 23, mai întâi soarele face aspect pozitiv de sextil cu Uranus și apoi Jupiter face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Aceste trei conversații pozitive vor aduce rezultate foarte frumoase pentru toți cei care sunt implicați în agricultură, mai ales în agricultura organică sau bio, investiții imobiliare, transport pe scurtă și lungă distanță, învățământ primar, secundar și universitar, filozofie, religie, călătorii. În 27 februarie, la ora 10:17 dimineața, avem faza de lună plină în Fecioară, ultimul eveniment astral important din luna februarie. Luna plină în Fecioară va veni cu finalizări și cu răsplată, mai ales pe domeniul medical. E posibil, începând cu această zi, să vedem o scădere semnificativă a cazurilor de infectare la nivel mondial și să înceapă să se vadă rezultatele benefice ale vaccinării în masa populației. Și acum, hai să vedem la ce ne putem aștepta în plan personal, în luna februarie, pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în zodia săgetător. Pentru voi, Mercur retrograd vă afectează pe casa a treia astrologică.
pe călătoriile de scurtă durată, pe sectorul comunicării, al relației cu vecinii, prietenii, colegii de la locul de muncă, de la școală și familia apropiată. Marte și Uranus din Taur vor crea toată luna aspect tensionat de quadratură cu planetele aflate în Vărsător și pot să vă aducă probleme în comunicarea de la locul de muncă, în deplasările în interes de serviciu, ba chiar și în deplasările de acasă până la locul de muncă și înapoi. Mare atenție la posibile accidente, întârzieri, ambuteaje, defecțiuni ale vehiculelor. Mare atenție în e-mail-urile pe care le trimiteți la locul de muncă, asigurați-vă că s-au trimis într-adevăr, că nu au rămas blocate în inbox și mare atenție la cui trimiteți aceste mesaje, să vă asigurați că lista de distribuție este corectă, că nu aveți greșeli de ortografie și că v-ați exprimat scurt și concis, pentru că Mercur retrograd poate să vă aducă aici mari probleme de exprimare. Partea pozitivă este că nodul destinului și nodul karmic vă susțin cu aspect de trigon, respectiv sextil, din casa a șaptea și din casa a întâi. Asta înseamnă că săgetătorii care sunt atenți și au grijă la comunicare și transport până în 20 februarie pot să beneficieze de apreciere din partea partenerilor de afaceri sau din partea soțului soției dacă sunteți deja în relații de lungă durată. Pentru săgetătorii care sunt singuri, apare în această lună posibilitatea unei relații cu un coleg de la locul de muncă. Faza de lună 9 din 11 februarie va fi momentul de punct culminant în care toate energiile sunt focalizate pe casa a treia astrologică în Vărsător. Pentru acei săgetători care ați început deja să discutați cu acest potențial partener sau parteneră încă din luna ianuarie, puteți să inițiați o discuție mai serioasă sau să începeți o relație încă din data de 11 februarie. Pentru aceia dintre voi care nu v-ați cunoscut acest potențial partener sau parteneră decât după 1 februarie, ar fi indicat să mai amânați puțin discuția serioasă după 20 februarie, când Mercur își reia mersul direct. Faza de lună plină din 27 februarie se întâmplă pentru săgetători pe casa a 10-a astrologică, pe domeniul carierei, a reputației publice și a imaginii voastre în lume. Finalul lunii o să vă aducă foarte mari succese și împliniri în acest domeniu. O parte dintre săgetători puteți să fiți promovați, vi se recunosc meritele, vi se recunosc talentele și contribuția. Per total, va fi o lună destul de ușoară pentru săgetători, bineînțeles dacă aveți grijă mai ales în trafic și la locul de muncă, pentru că aici există un mare risc de accidente și de încurcături. Bun, și acum hai să vedem care este energia care o să iasă pentru luna februarie, pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în săgetător. Pentru voi energia este aceea de Neptun în casa a șaptea în Rac. Pentru săgetători, accentul se pune pe relații, pe dizolvarea limitelor între cei doi parteneri. Săgetătorii în luna februarie o să-și dorească să adâncească conexiunea dintre ei și partenerul sau partenera lor de viață. Vor fi foarte romantici și foarte deschiși față de parteneri. Pentru acei săgetători care sunteți singuri, e posibil ca în luna februarie să întâlniți un partener foarte romantic, foarte emotiv și emoțional, care să vă dărâme barierele pe care le-ați construit în jurul vostru. Ceea ce e lucru mare, ca cineva să reușească să dărâme zidurile din jurul unui săgetător. Săgetătorii de obicei sunt mai solitari, mai singuratici, nu se prea lasă capturați. Dar se pare că aici, în luna februarie, cineva apare care vă completează pe de-a întregul toate nevoile inimii voastre, toate nevoile sufletului vostru și puteți să creați împreună cu această persoană un parteneriat ca de vis, o relație ca din basme. Dar mare atenție că relațiile de poveste din basme ajung până la urmă la un final fericit, dar până acolo au foarte multe încercări de traversat. Așa că fiți precauți. Și acum hai să vedem niște clarificări de la cărțile de tarot
pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în Sagitător. Pentru voi a ieșit regele de monede, pajul de bâte și marea preoteasă. Interesant! În prima parte a lunii februarie, săgetătorii poate să aibă foarte, foarte mult succes în afaceri. Parte dintre voi puteți să obțineți o promovare, o mărire de salar, o funcție, o poziție pe care vă doreați de mult timp. Cei care sunteți antreprenori, care lucrați pe cont propriu, puteți să aveți foarte, foarte mult succes în afaceri, puteți să negociați niște contracte foarte favorabile pentru voi, o să aveți interacțiuni cu toate instituțiile statului și cu toate instituțiile bancare foarte favorabile și benefice pentru voi. Dacă vă gândiți să cereți un împrumut, să deschideți o linie de credit pentru afacerea voastră, pentru a vă crește business-ul, e o idee foarte bună. Dar, pe cât posibil, încercați să amânați semnarea oricărui document oficial până după data de 20 februarie, după ce Mercur își reia mersul direct. Cu o singură excepție, dacă ați început deja negocierile pentru acest credit sau acest contract înainte de 1 februarie, atunci puteți să semnați contractul oricând, pentru că ați început discuțiile pe această temă înainte de faza de Mercur retrograd. Pentru săgetătorii tineri, regele de monede poate să fie o persoană mai în vârstă, o persoană cu autoritate, un expert într-un domeniu anume sau o persoană cu conducere într-o anumită instituție, într-o anumită companie care vă oferă suport, susținere, care vede în voi un potențial imens și care vă ia sub aripa lor protectoare. Profitați de conexiunea cu această persoană pentru că o să vă ajute pe termen lung. Pe mijlocul lunii avem aici energia pajului de bâte. Foarte multă creativitate, foarte multă forță de muncă, dar care trebuie ghidată într-o anumită direcție. Pentru cei care ați cunoscut la începutul lunii acest rege de monede, această persoană care poate să vă fie mentor, profitați de această conexiune și cereți ajutor, cereți un sfat, astfel încât să nu ratați toată această energie pozitivă, benefică pentru voi pe care o aveți la mijlocul lunii. În jurul fazei de lună nouă învărsător, în jurul zilei de 11 februarie și toată săptămâna după această zi, puteți să aveți idei noi, să fiți mai creativi, mai spontani și să vă găsiți pasiunea, mai ales pentru acei săgetători tineri care încă nu știu exact ce vor să facă cu restul vieții lor. Mijlocul lunii februarie este un moment ideal ca să vă descoperiți menirea, țelul vostru în viață. Pentru săgetătorii mai maturi, puteți să vă folosiți de această energie de la mijlocul lunii ca să începeți o activitate nouă, dar să fie ceva creativ. Puteți să începeți să luați cursuri de dans sau de pictură sau de gătit. Orice implică și creativitatea voastră, orice vă aprinde acest foc interior, orice vă face plăcere, este foarte binevenit în viața voastră. Mijlocul lunii este pentru săgetători un moment de explorare. Este momentul în care săgetătorii trebuie să alerge pe câmpii, să vadă tot ce e de văzut, să experimenteze tot ce e de experimentat, pentru că finalul lunii vine aici cu un moment de introspecție. După ce ați zburdat aici vesel, fericiți, liber pe câmpii la mijlocul lunii, pe finalul lunii se cere de la voi să faceți un pas în spate și să analizați toate experiențele, tot ce s-a întâmplat, toate trăirile pe care le-ați avut în primele 20 de zile din lună. După 20 ianuarie, după ce Mercur își reia mișcarea directă, o să aveți mintea mai clară, o să se ridice acest văl de ceață de pe intelectul vostru și o să fie momentul în care va trebui să vă opriți și să analizați lucrurile la rece. Marea preoteasă vă îndeamnă la autoanaliză și cu această energie de fundal pentru finalul lunii este momentul ideal ca să luați o decizie, ca să hotărâți în ce direcție trebuie să mergeți de aici înainte. Intuiția voastră o să fie la cote maxime, așa că ascultați-o. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă las și cu un gând frumos, o să vă scot un card din aceste cărți, Puterea Gândului. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video.
pentru a vă face o imagine mai completă asupra lunii februarie pentru voi, vă recomand să vă uitați și la videoul pentru ascendentul vostru și pentru semnul zodiacal în care aveți luna sau o aglomerare de 4 sau mai multe planete. Și acum hai să vedem cartea pentru luna februarie pentru săgetători. Mesajul este următorul. Munca mea este plină de satisfacții. Astăzi dau tot ce este mai bun din mine, știind că atunci când o experiență s-a încheiat, sunt îndrumată către experiențe și mai pline de satisfacții și recompense. Mesajul ideal pentru săgetători, mai ales aici pe mijlocul lunii, orice faceți, faceți cu entuziasm și universul o să vă răsplătească. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!